Astăzi discutăm despre pescuitul recreativ și importanța eliberării responsabile a peștilor capturați. Când eliberarea imediată și delicată a capturilor subdimensionate sau nedorite, putem asigura continuitatea ciclului de viață a peștilor și contribui la pescuitul sustenabil. Aflați cum pescuitul responsabil protejează resursele naturale pe agvpse.ro. Incredibil. Da, știi ce e asta, nu? E o campanie de promovare la a asociației vânătorilor și pescarilor din România, ceva de genul ăsta. Și oamenii aia, ca să-și promoveze pagina de TikTok smart și valorile și așa, au apelat la o agenție, da, bă, cum puteți vedea, cu aceste fete, okay. Sunt mai multe. Da, se poate interpreta aia cu pescuitul. Păi... te provoc să intri pe AGVPS România și să citești comentul. Mă rog, acum nu mai repetăm noi comenturile, că oricum lumea a glumit foarte mult pe tema asta. Da, eu cred că de asta s-a și viralizat. Și cumva mesaj, că până la urmă scopul e, bă, să ajungă mesajul la cât mai mulți oameni. O ajuns. Nu cred că a ajuns mesajul, adică nu cred că, ține minte nimeni mesajul. Bă, ții minte AGVPS ăsta? AGVPS, păi da. Păi asta zic. Da, nu m-aș apucat de vânătoare, adică păi numai ok. Interesează. Ok, adică, da, ăia trei care vor să apuce că pe practic, lună. Băi, omule, practic nimeni nu este interesat de vânătoare și de pescuit în urma chestii astea. Da, mă, da, dar uite, mai știi reclama aia cu să reziste, să reziste, să venea să spar televizorul când intra. Da. O ții minte? Da. O firmă de termopane, sau nu știu de ce era. Bă, o ții minte? În urmă contează, știi, scopul. Ok. Nu mijloacele. Există AGVPS. Da, nu contează. Dacă făcea unul de la AGVPS, un vânător. Nu interesa pe nimeni. Păi asta zic. Erau doar cei care erau într-adevăr exact, în lumea asta. Exact, pasionați, da. Trei. Da, și am aflat toți că există AGVPS și aceste fete, Ioana de la AGVPS. A, Alice, știi. Cum le mai cheam. Dar tu îți dai seama de ursul ăla care săracul, îți dai seama că e, a fost împușcat, a murit și a dat viața ca să fie pe jos acolo și să apară în videoclipuri în cerbi aia de spate. Îți dai seama ce blestem și după moarte, bă, tată, bă, tată. O fi greșit ursul ăsta cu ceva în timp ce era în viață. Îți dai seama că stau acolo sus cerbi aia, urși ăștia stau și zic, nu pentru asta am murit, coaie. Asta am murit, adică scuze. Este un cuplu foarte mult în România. Cine e de vină, bărbatul, femeia, amândoi? La divorțurile economice nu, cred că problema economică mai am și o greșeală care e decât o dată că poate nu e fi o român, deci îmi datorită că stau pe teritoriul României ca iugoslav pe acte, dar inteligența economiei la 5 miliarde, în mili, ca trailoanice, într-un împrumut economic ca unui guvern național, ginerele și mireasa când... dar nu văd, e cam greu să gândim la 5 milioane. Eu pun 3 zerouri, 2 odată și încă 1 odată. Toată viața a așteptat interviul ăsta. Aștepta să zic că avea foarte multe lucruri de zis, și într-adevăr. Nu le-a terminat. Nu le-a terminat, cumva am auzit la un moment dat că începuse să... Păi începuse bine, asta zic, mamă, să vezi tu că e groasă. Îi mai revenise amintirea cu întrebarea, la un dat a încercat să răspundă la întrebare totuși, dar nu ea, s-a pierdut săracul. Și am avut comul foarte mult, mă lua de în spital și mă ducea la morga. De la morga iară mă aducea. Vă plimba așa între morgă și spital? Păi dacă aci muream, aci înviam, da. Haideți, doamnă, cum așa? Pe cuvânt. Bă, ce tare-i lumea asta. Știi că o să fie ceva tare când începe cu morga. Când zice, m-a dus la morga. La morga. La morga. Bă, tu știi că lângă liceu unde am învățat eu, era spitalul județean Foaia Verde și fix bucata cu morga era lipită de terenul nostru, de fotbal. Și ne uitam... Ne urcam în tribuna aia și vedea e în morgă, cum îi tăia pe băieți, cum îi când îi ardea. Nu pot să cred că voi vă uitați la... Da. Dar cumva era bine că nu deranjați pe nimeni, adică putea să dați, vă jucați cât voiați voi, nimeni scandal. Da, adică era fix lângă liceu pedagogic, nu dacă mai e morgă acolo, dar atunci acolo era. Nu era ca și cum erau vii. Aia zic. Da. Nu, supăram pe nimeni.
și nu o să mai fie la fel, pur și simplu. Băieți sunt băieți și femeile sunt hei, că poți să spună te iubesc cu anume pe buze să se uite frumos, gândi la un prost, care vorba ta parchează o mașină pe dos, chiar nu știu ce să zic, frate, așa sunt toate. Cred că vor să-ți demonstreze că încă merge, că nu e de bani sau că vor mai bine dacă nu era cu tine și loc cu tine. Bine, tu ești încat și e mare în club, se duce pe așa și o ia cu sub pas, pas, pas. Pas, pas, după pas, bas, un pas și se rupe în dan și oricare ar da la ea, că femeia e frumoasă și arată că vrea și e clar că îi place așa, dar chiar pe patul tău și pe muzica ta, hai, dă-o mă! Oh, mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu, dar în lipsa mea tu mi l-ai amaneta deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Eu cred că ăsta în câțiva ani o să ajungă mare cântăreț de trap. Da, are toate, că toate, toate, da, da, majoritatea de la noi, sau numai majoritatea, a, sunt foarte mulți cântăreți de trap care ei așa cânt. Da. Dacă le-ai pus antare sunt un pic mai, a, știi? Da, poate să fie, poate să funcționeze în studio, sigur că da, nu la concert. Ăsta 100% are șanse mari, mai continuă tigrule. Da, așa, adică să nu spierzi personalitatea, să nu te apuci să spui... Fața dreaptă. Da, nu, să, da, să nu te apuci să spui discuerduri pe tine sau mai știu nu, eu nu, ce nu, să așa, mai... Nu, adică, nu, nu, așa, cu tricou de ăsta, polo, așa, așa, da. Băiatul, uite, nu avem personajul ăsta. Uite, în industria muzicală de trap, no, și chiar industria muzicală, nu avem gen chestia asta, geek. Da, geek. Știi? Nu avem asta. Dar fiind geek, arătând a geek, trebuie să, și când livrezi, trebuie să livrezi. Da, trebuie să rupi. Nu așa. Nu așa, așa e nebun. Dă-i. Mamă, știu cu asta. Adică știu... Nu, fătă, zămne, iar o măti s-a sfut. Hola lui! Cuci, cuci! Cuci! You scared me. Da, bă, ăștia mici s-ai dat cu rău, bă. Chihuahua. What? What? Oh my god, bro. You are very surprised me, you know that? Nikki. Nikki. What, Nikki? I know you love me. I know that. I love you too, my little love. Yes, photo to me. Bă, ce răi să ai. Bă, să surâți, bă. Look at that. Oh. Ah, Nicky, da. I do a tattoo of you. Look, it's you. Are tatuaj cu el. I love you so much that I do a tattoo on my leg. Yes. Yes. Nicky, how are you? How you feel? Domnule, iar o mate. Extraordinar. Și a făcut tatuaj cu el. Cu Nicky, bă, da. Da, bă, chihuahua ăștia sunt răi, bă. Mă rog, nu cred că te doare când te înțeapă un pic, nu? Da, ideea e că au... Ei n-au prin interior... N-au putere. N-au putere. Da. Ei prin interior să văd niște dulăi. Da, da, au... Sunt ca niște aci, așa, știi, da, dinții și cred că... Te înțeapă. Te înțeapă, te, da, te zgârie, adică... Te zgârie, da. What's the worst date experience you've ever had? He played the Pokemon theme song before... Eu am impresia că tu faci asta. Eu mai pun pe aia de la Naruto. Habata ita, omore na ita. Mă, ce tare să mă piși cum faci, adică... Ce? Stai, că, deci ai adus-o acasă, bun, nu știu ce, pa-la-la-la-la-la și hai să-i dăm drumul. Stai, nu, stai puțin. Da. Și dai... Aș vrea să fiu eu cel mai bun. Asta? Adică asta... Asta e imnul Pokémon-ului? Asta, da, tradus în română. Ah. Asta e. Da. Aș vrea să fiu eu cel mai bun, cum nimeni n-a mai fost. Să-i prind pe toți, e scopul meu, și să le fac un rost. Da, așa, fata mea, așa cum... Pikachu, te aleg! Da, au făcut măcar după aia dragoste? Păi n-auzi, ăsta era imnul lui, așa să încărca el. Ma. Știi, adică a pus piesa aia de la Pokémon și așa, probabil că așa să încărca el. Și a zis, dacă se poate, te rog frumos să pui și tu urechile astea de Pikachu să le porți. Vai de bă, bă. Da, bă, da, de asta viața e frumoasă.
că sunt tot, dai de tot felul de... Deci de asta e mișto ca nu toată lumea să fie la fel. De asta. Da, da, da. Că vezi, din asta. Că nu mă ducea capul niciodată să fac așa ceva. Wow. Dă-i. Și în loc să gemi, dacă se poate să zici pica, pica. Așa, ia, dă-i, fii atent. Ești băgană. Mamă, ăsta e unul dintre cele mai mari coșmaruri ale mele. A? Adică nu, e ceva oribil. E ceva groaznic cu aia. Nu, nu, ce? Nu se poate. Ai pus vreodată mâna pe un șarpe? Nu! De cât? Nu, da. De ce? Nu. Da, să vezi tu cum e. Nu, lasă-mă așa. Lasă-mă așa. E răcoros. La atingere. Da, nu. E ok. Mai puneam mâna pe șopârle când eram pe la țară, când eram mic, mai prindeam o șopârlă, dar pe șerpi? Nu, niciodată, nu, asta e oribil. Ți-e frică mai oribil. Mult de șerpi decât de șopârle? Da, nu mi-e frică de șopârle. Ah, deci ți-e frică de șerpi? Da. Ok. Mi-e frică să nu facă cineva da. Vreo șopârlă, da. Ai, în țările asiatice, da. Unde poate vom merge și noi la un moment dat da. Împreună, da. Într-o vacanță așa de prieteni. Sigur că da. Proiectăm. Mai acolo, în 98% din cazuri, dormi cu șopârle în cameră. Cu alea mici. Mici, sunt cam atât. Ghicouri. Cu să vă așa, ghicouri, da. Dar alea nu fac nimic, adică alea sunt pur și simplu niște locatari în plus. Niște da, dar fac într-una. Sunt pervers și ai drept. Te pup, ce faci, ce zici? Da, așa fac! Ce zici, bă, nebunule? Așa fac, bă! Și așa fac toată noaptea. Doamne, sunt perverși. Abia aștept. Niște... Abia aștept o vacanță cu drăgulie. Sunt niște șopârle perverse. Mamă. De zi, vrei să mă organizez, să mergem? Da, sigur că da. Dar numai să fiu și eu liber și om. Da, liber. Da, seama, dacă aduci o fată la un prim date, dormi cu ea în pași. Sau de... Da, da. Că da, dubios câte momente poate să strice căcatul ăla de șopurile care face. Da, da, nu-i doar una, sunt multe. Se aud multe. Fac toate.